Ce frumos a fost materialul de la Capricii. Bine, mă așteptam la mai mult, dar a fost bine și așa. Adică mă așteptam la toate cele filmulețe pe care le-am văzut noi ieri. Nu știu dacă mai sunt, să-mi spuneți și mie în comentarii dacă mai sunt. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus doamna astrolog și anume că Maria în 20-40 de ani, adică perioada 20-40 de ani este o perioadă benefică pentru familie, la fel și la Antonio, iar Antonio după 40 va dezvolta foarte multe business-uri, iar Maria va merge pe caritate, se va ocupa de centri dintre astea de caritate, bine, se va ocupa. Acum, dacă are și inclinație, că spunea doamna astrolog că de obicei când apar astfel de lucruri în hărți, dânsa întreabă dacă au inclinații către așa ceva și Maria spunea că da, la un moment dat s-a oferit voluntar să ajute centrele de plasament unde sunt copii și a făcut o muncă caritabilă pentru centrele de plasament. Mi se pare un lucru minunat, să știți. La un moment dat în viața aceasta și eu mergeam. Este un orferinat lângă Mănăstirea Cașin. Mergeam și eu foarte des acolo până când într-un moment m-a întristat atât de rău suferința celor copii încât n-am mai putut să merg. Dar probabil că mi-aș dori să mai încerc.